ajuns, mami. Timi, Joe, ajunge și la lacul ăla. Bună! Bună! Și aici, în depărtare, e pentru ce am venit. Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul meu. Astăzi ne aflăm în vârful muntelui. Suntem la lacul Lala. Privește de vis. Un lac în vârf de munte. Aici, în stânga, e vârful Ineu. Ineuț și vârful Roșu. Traseul montan a fost foarte abrupt. Am urcat pe stânci, am urcat prin pe arbuști. Deși un pic de potecă, totuși a fost destul de dificil, dar a meritat. A meritat tot traseul, a meritat priveliștea de aici, aerul curat, curat, apa, totul a meritat. E chiar super traseul, până aici, peisajul nu mai are rost să îl descriu în cuvinte, îl puteți vedea și dumneavoastră. Drumul nu e chiar atât de rău, dar nu poți să vii decât cu o mașină 4x4 sau cel puțin cu o mașină foarte cu garda la zonă înaltă. Căluțu!
înainte, la lacul Lala. Data trecută am fost aici, la Cascada Cailor, cota 1532. Ne place la înălțime. Ne găsim și aici la pasul de zlop, care a fost la 1416. Ne place pe picior mare. Chiar încurajez oamenii care au posibilitatea să ajungă la Valea Mare, să urce pe pasul Rotunda, să urce până aici la lac. E impresionant. Chiar e foarte frumos. La cota 1800. În continuare, apoi like, share, subscribe. Am găsit și altele. Vă mulțumim!